Bună seara și bine v-am regăsit, stimați prieteni, în emisie Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, venim în casele domniilor voastre cu probleme stringente bazate pe fapte ce au loc în Republica Moldova și pentru ediția de astăzi, nemijlocit, ne-am propus să discutăm despre vizita președintelui Igor Dodon la Moscova și să încercăm să facem totalurile acestea. Invitații ediției de astăzi sunt Vladimir Țurcanu, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Sergiu Nazaria, doctor habilitat în științe politice. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara. Domnule Țurcanu, foarte mulți politologi s-au pronunțat pe marginea acestei vizite a domnului Dodon la Moscova. Până la urmă, haideți să vedem care sunt punctele cele mai importante care au fost atinse în cadrul acestei întrevederi. Vă rog. Da, într-adevăr, ecourile sunt foarte multe, dar se poate de împărțit, de divizat cum doriți. Ecourile sau expunerea pozițiilor din partea oponenților, hai să spunem așa, de la gelozie până la isterie. Dar majoritatea absolută a oamenilor deci au primit această vizită și în primul rând rezultatele acestei vizite foarte bine și au așteptările optimiste din punct de vedere consecințelor și rezultatele implementării acestor înțelegeri la care s-au ajuns. Deci, și nu întâmplător isteria și gelozia, din cauza că, într-adevăr, au fost discutate problemele, hai să spunem așa, cele mai stringente. Cele mai stringente. Probleme care, într-adevăr, ies din necesitățile oamenilor. Nu a unii sau alte forțe politici, ce este foarte important. Și asta prin program, prin mersul discuțiilor, prin conținutul, încă o dată s-a dovedit că și președintele Republicii Moldova și președintele Rusiei sunt cei care, într-adevăr, sunt președinți pentru care reprezintă poporul Rusiei și Moldovei. Ce este foarte important pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova? Una la mână. Problema economică. Ceea ce azi ne frământă absolut pe toți. Și toți așteptau ce va fi din punct de vedere dacă noi, într-adevăr, din nou, după cele 7-8 ani, vom avea posibilitatea să realizăm interesul nostru economic, național, economic, pe piața Federației Ruse. Deci s-a pus întrebarea, au fost abordată întrebarea din punct de vedere dacă este posibil sau nu, ca într-adevăr, deci mărfurile din nou să fie deschise poarta pentru mărfurile Republicii Moldova. Și aici răspunsul este foarte interesant, dar foarte corect. Pus. Nu din punct de vedere numai intereselor Federației Rusie, dar din punct de vedere relațiilor care sunt stabilite între state care deci, au un regim sau de comerț liber sau așa cum cu restul. Deci doar aici este sau noi ne oprim un pic mai târziu pe problemele date. La problemele economice o să mai revenim. Problema migranților, iarăși o problemă extrem de importantă pentru majoritatea cetățenilor, deoarece sau cei care în mijlocit se află în câmpul muncii sau cei care au deporturi și n-au posibilitatea să vină acolo, dar asta nu pur și simplu persoana una sau două, practic jumătate de milion, dar sunt membrii familiei și când te uiți, se adună până la un milion oameni cointeresați în rezultatul acestor întrevederi. Și a treia problemă, care nu este ultima, hai să spunem așa, după importanță, problema reintegrării țării și anume problema transnistreană, ce ne așteaptă mai departe, cum și cu cine, deci cu care că ai de sari și noi trebuie să mergem mai departe. Iată, acele, eu aș evidența cele trei mai importante. Au fost și alte întrevederi foarte importante, Gazpromul, da, Banca de Economie, deci care tot este important ca să ne uităm, deci care este experiența
întâlnirile cu diaspora, etc., etc. Dar acele trei probleme sunt, pare că, cele mai importante. Domnule Nazaria, spuneți-mi, vă rog, de ce în ultimul timp relațiile cu Federația Rusă au fost înghețate? Pentru că colegii noștri din media titrau că este prima dată după 9 ani când președintele Republicii Moldova are o vizită oficială la Moscova. Vă mulțumesc, domnul Dan, de întrebare, dar dacă îmi permiteți, eu o să leg întrebarea dumneavoastră direct cu niște momente pe care le-au pomenit Vladimir Vanci. Iată, dumneavoastră ați spus că pe flancul oponenților noștri reacția este de la isterie, de la gelozie până la isterie. Și iată, în contextul răspunsului la întrebarea dumneavoastră, de ce au fost înghețați, eu aș vrea să comentez afirmația asta absolut corectă pe care dumneavoastră ați anunțat-o acum. Care este cauza acestei reacții isterice? Oamenii ăștia nu doresc să vadă un stat prosper și eficient moldovenesc. Ei înțeleg că, că Dodon este evident statalist, dar Dodon nu este pur și simplu statalist la nivel de declarație. El, în primul rând, este om tânăr, viața lui politică încă înainte, el vrea să fie un politician reușit. Corect, Vladimir Vanci? Exact. Deci, și respectiv, el totodată ține la țara asta, cum ținem și noi cu dumneavoastră, și în sensul ăsta noi suntem psihologic aproape de el, noi îl înțelegem. Deci, vrând să rezolve problemele țării, să-și asigure un viitor și pentru sine normal politic, el va face tot posibilul ca țara asta să fie eficientă, ca statul ăsta din starea degradantă în care el se află să iasă în albia unei dezvoltări ascendente. Deci, lucrul ăsta va face imposibilă lichidarea Moldovei, va întoarce mulți moldoveni în țară, deoarece dacă programul ăsta care îl propune Dodon în relațiile cu Rusia va lua foc, noi sperăm că va lua foc. Eu, de fapt, chiar sunt convins că în mare măsură va lua foc. Nu peste o lună, nu peste două, dar inevitabil programul va fi realizat. Și atunci Moldova va deveni atractivă și pentru moldoveni, dar și pentru nemoldoveni. Eu am vedere necetățenii Moldovei. Statul nostru va avea o viață lungă, nu mai scurtă decât la cele vecine. Mă iertați, doar în termen gândul. Și asta cauzează isterizarea asta a situației. Ei înțeleg că dacă programul ăsta va fi realizat, ei vor trece la, cum zice rusul, în asfalt cu istorie, la gunoi ăștia istorie. La periferie. La periferie istorie. Și în contextul ăsta și răspunsul la întrebarea asta, guvernarea asta care ultimii vreo 7-8 ani îi conduce, ea doar nu este o guvernare moldovenească. Ei sunt niște compradori. Ei lucrează în un interesul național statal moldovenesc. Ei lucrează obiectiv, volens, nolens, unii absolut conștient pentru distrugerea țării astea. Unii din ei lucrează doar pentru sine, am în vedere clanul Plăhotniuc, Filatei și alții. Deci ei lucrează doar, pe ei nu îi interesează soarta țării, soarta poporului. Ei sunt de ăștia că măcar iarba să nu crească, ce o să fie mâine nu mă interesează. Și în sensul ăsta, tot ce au făcut ei până acum, n-au făcut-o în folosul țării. De ce și relațiile cu Rusia au ajuns într-așa o stare deplorabilă? Domnule Nazaria, eu vroiam de fapt să vă întreb, cum vedeți viitorul politic sub aspect de dialog, președinție, guvern, parlament? Pentru că până la urmă reacțiile celor de la guvernare nu s-au lăsat prea mult așteptate, chiar democrații au spus că una este a face declarații ce vizează poziția subiectivă a unei persoane și alta este ca să stabilești cursul politicii externe. Cum priviți aceste declarații? Cum ar putea ele fi interpretate până la urmă? Adică nu reprezentantul poporului ales cu o majoritate absolută a voturilor majorității trebuie să determine cursul și sprijinit de această majoritate. Ba mai mult decât atât. Dacă ar fi votat toată lumea care trebuie să voteze, procentul ăsta ar fi fost, cred că undeva în jurul la 2-3. Deci, adică nu Dodon și echipa lui, care au susținerea majorității absolută a populației, trebuie să determine cursul politic, viitorul țării, dar ăștia care sunt bancroți, discreditați, care de fapt guvernarea asta a intrat în stadiul agoniei, dacă o să-mi permiți, eu poate o să dezvolt ideea asta mai pe urmă. Deci ei nu au niciun fel de viitor și ei încearcă să-i impună lui ce și el trebuie să facă. Păi cum? El trebuie să dezică înseamnă că din mandatul poporului, din crederea poporului și, scuzați-mă de cuvânt, dar mă exprim iarăși cuvintele domnului Dodon, scurși sub dânșă. El n-a să o facă.
Și asta și isterizează pe ei. Înțeles că ei sunt într-o stare de intoleranță absolută față de el și cursul lui și totodată într-o anumită panică. Înțeles că zilele lor se trec, se termină. Domnule Țurcan, vreau un pic să deschidem parantezile la ceea ce iarăși a stârnit mare isterie. Mă refer la această dilemă a unora dintre noi, Uniunea Europeană, respectiv partea cealaltă. Haideți să vedem până la urmă care au fost accentele puse în cadrul acestei discuții și la ce numitor s-a ajuns. Deci, în primul rând, într-adevăr, sunt diferite interpretări a declarației care a făcut domnul Dodon în contextul perspectivei relațiilor cu Uniunea Europeană. Deci, domnul i-a spus, și asta trebuie să ținem minte noi toți, domnul i-a spus, reieșind din situația economică care s-a creat în Moldova după semnarea acestui acord, da, m-a menționat dumnealui, eu am fost permanent împotriva acestui acord. Este vorba de partea economică acestui acord în primul și în primul rând. Deci, și având în vedere consecințele care au afectat pe toți pe noi, în primul rând economia țării, clar că este necesar ca noi să revedem aceste prevederi și, dumnealui a spus, nu exclude în caz alegerilor, fie anticipate, fie alegerile în 2018, dacă Partidul Socialiștilor avea majoritatea necesară, deci o merge până la rezilierea acestui acord. Asta a stârnit, printre altele, o reacție destul de bolnăvicioasă și la Uniunea Europeană. Da, azi am fost declarațiile. A fost o declarație, dar totodată Mogherini, lor, Mogherini da, s-a pronunțat. Reprezentantul Uniunii Europene a dumnei a expus, dumnei până ce, cum spune, tace. Dar totodată eu am menționat, noi așteptăm cu nerăbdare vizita a domnului Dodon și la Bruxelles. Despre asta tot s-a vorbit în cadrul vizitei la Moscova. Deoarece domnul Putin foarte clar a spus, într-adevăr, asta e problema nu a Rusiei, asta e problema a Moldovei, care a avut un acord de comerț liber cu Rusia, deci s-au întors și, deci, având un acord sau regim de comerț cu Uniunea Europeană foarte favorabilă pentru economia țării, acord, regim de comerț asimetric, care permitea ca economia să se dezvolte. Vă zic că am trecut noi la acord liber în cadrul acestui, deci acestei asocieri cu Uniunea Europeană. Și ca rezultat, piața Rusiei a fost închisă. De ce s-a propus? Și domnul Dodon așa și-a spus. Eu cred că o aborda problema, dacă dumneavoastră sunteți de acord, ca totuși să fie desfășurate niște consultări trilaterale. Moldova-UE, Moldova-Rusie și în caz de necesitate trilateral. În caz de necesitate trilateral, deoarece dacă într-adevăr Uniunea Europeană dorește un viitor bun, prosper pentru Moldova, atunci dumneavoastră trebuie să înțeleagă foarte bine și să analizeze datele statistice la rece, cum spune, la cap rece. Deoarece noi vedem foarte bine. O scăzut de vreo 3 ori exportul în Federația Rusă. Clar că după procente, parcă se pare că au crescut în Uniunea Europeană, dar în cifrele absolute, o scădere bruscă, o scădere bruscă, chiar și la Uniunea Europeană. Ne vorbim deja de investiții directe în economie, deci brusc au scăzut din Uniunea Europeană și așa mai departe. Asta înseamnă că noi trebuie urgent să ne consultăm și să propunem Uniunii Europene. Haideți să ne întoarcem la acest acord asimetric. Regim asimetric, care permitea ca produsele sau mărfurile noastre să fie exportate în Uniunea Europeană fără taxe, dar mărfurile din Uniunea Europeană pe piața Moldovei cu taxa. Asta înseamnă că va fi măcar ceva mai echitabil din punct de vedere nivelului de dezvoltare a țărilor UE și Moldovei. Vladimir Vanș. Totodată, da. Totodată. Asta a permite ca noi să deschidem din nou piața Rusiei, deoarece atunci rușii vor fi mai liniștiți
că nu o să aibă loc reexportul mărfurilor care au venit pe teritoriul Moldovei în Federația Rusă. Domnul, asta este problema. Și aici nu este problema numai primul pas care, la care s-a ajuns, la care s-a ajuns printre altele. Deci, ei sunt de acord și or merge pe calea asta de a lărgi lista, nomenclatorul mărfurilor care pot fi astăzi exportate în Federația Rusă și, deci, se revadă încă o dată lista producătorilor. Dar asta primul pas, deoarece el nu rezolvă problema de bază, și anume taxa care se plătește pe mărfurile noastre care sunt astăzi deci exportate în Federația Rusă. Deci această taxă a creat o condiție când mărfurile noastre nu sunt compatibile absolut deci cu cele care sunt pe piața Rusiei. Domnul Nazare, ați... Stimați colegi, dacă îmi permiteți eu un pic o să-l completez pe domnul Țurcanu. Mi-am tot de asemenea bine ține minte. Când a fost semnat acordul ăsta despre asociere, noi vorbim uneori chiar că am negociat. El nu s-a negociat, de fapt. Noi am acceptat tot ce ni s-a impus. Tacit. Fără careva excepții. Fără careva excepții. Chestiunea asta, eu simplu le-o amintesc stimaților noștri telespectatori. Acum încă un moment despre care Vladimir Anici nu a pomenit acum. E vorba nu doar de aspectul economic. Asta poate e mai principal și poate că el ne bate în fiecare zi pe noi, pe fiecare din noi. Dar e vorba și de aspectul politic al acordului. Doar noi nu avem niciun fel de drepturi în concordanță cu acest acord. Avem doar obligațiuni. Ceea ce ni se spune, noi trebuie să îndeplinim. Practic, acordul ăsta este un acord semicolonial pentru noi. El ne lipsește, de fapt, de suveranitate. Asta e o chestiune foarte importantă. Și în sensul ăsta, renegocierea lui este absolut obligatorie. Și anume, aspectele astea președintele le înțelege. El pledează pentru suveranitate, pentru eficiență economică, pentru un schimb normal, eficient, optimal, adecvat, extern a Republicii Moldova, evident că el este nevoit, dacă stă pe pozițiile național-statale, apărării acestor interese, el va fi inevitabil nevoit să renegocieze acest acord. Haideți atunci, eu cer scuze, o mică remarcă. Haideți atunci să deschidem și mai departe paranteze. De unde au apărut aceste acorduri de asociere? Dacă am ajuns să discutăm, da. Analizăm lucrurile acestea. Uitați-vă, această formă de colaborare așa numită cu Uniunea Europeană este aplicată numai față de cei care sunt membri așa numitului parteneriat estic. Deci, Georgia, Ucraina și alții. S-a încercat Armenia, Moldova. Deci, Georgia a semnat, Ucraina a semnat, Moldova a semnat. Armenia a refuzat, belorușii au refuzat. Și Azerbaidjanul a refuzat. Și Azerbaidjanul. Acum, dar care a fost în genere scopul acestui parteneriat estic? Scopul era foarte clar. Asta era un joc foarte deci iscusit, politic, geopolitic, a Statelor Unite. Anume, de a crea un cordon deci de-a lungul frontierii Federației Rusiei, de a rupe partenerii de bază și istorici de la Federația Rusă. Iată de ce a fost propusă această variantă de așa numit acord. Uitați-vă chiar și declarația aceea care s-a făcut astăzi din partea reprezentantului Uniunii Europene. Fac referință la ceea că partea economică este partea cheie a acestui acord. Ce se de politic, eu aș fi de acord, ceea ce a spus domnul Nazarie, cu excepția că acolo sunt niște chestiuni care sunt și în Biblie și în Codex Moralnic, Codex Regele Comunismă, nu fura, nu emită, justiția și democrația și așa mai departe. Responsabilități și obligațiuni. Prin partea aceasta. Și nu avem drepturi. Iată care e problema. Partea aceasta a doua economică, asta a fost scopul acestui acord. De a rupe economic de la relațiile tradiționale, deci și de a atrage și totodată de a deschide piața pentru mărfurile europene. Vladimir Ivanovici, mă iertați, vă rog. Și mai completez deja și eu completarea dumneavoastră. Vă rog. Deci, de ce a fost posibilă chestia asta în cazul Moldovei, Ucrainei și Gruziei? De ce nu a fost posibil în cazul Belorusiei, Armeniei și Azerbaidjanului? Cineva s-a gândit la chestiunea asta?
Dar eu vă răspund de ce. Deoarece în fruntea Armeniei, Azerbaijanului și Belorusiei stau oameni care se gândesc la interesul național statal. În fruntea Moldovei, nu vreau să mă semnez pentru Ucraina și Georgia, dar în fruntea Moldovei stau oameni care le încot de interesul național a statului și poporului moldovenesc. Domnule Nazaria, purtătoarea de cuvânt a șefiei politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, spunea că domnul Dodon este așteptat cu nerăbdare și nerăbdarea a fost luată în ghilimele la Bruxelles în viitorul apropiat. Credeți că acolo urmează să fie puse alte accente sau se va încerca explica de ce domnia sa a făcut unele declarații la Moscova? Care i-a deranjat? În primul rând vreau să precizez un lucru. Nu doar la Bruxelles se așteaptă cu nerăbdare. Eu cred că și foarte mulți moldoveni așteaptă vizita domnului președinte Dodon la Bruxelles cu nerăbdare, cum am așteptat vizita lui cu nerăbdare la Moscova. Deoarece noi obiectiv trebuie să avem o politică multivictorială sau ca minimum bivictorială, să avem relații normale și cu rușii și cu occidentale. Poate cu rușii trebuie să fie puțin mai profunde relațiile astea. În orice caz în sfera umanitară. Dar nu mai puțin important pentru noi, sub aspect tehnologic, a investițiilor, chiar a pieței, este și vestul. În contextul ăsta, eu fără ghilimele vorbesc de nerăbdare. Dar de ce probabil că dumneavoastră vorbiți de ghilimele? Chestiunea de așa natură. În ultimii 8 ani, apropo, lucrul ăsta nu a fost, Vladimir Ivanovich, vă aduceți aminte când era Voronin. Noi putem să fim foarte critici față de Voronin. Da. Dar atitudinea față de Moldova din partea Uniunii Europeană era alta decât față de autoritățile actuale când era Voronin președinte. Totuși, putem încă o dată repet, să avem o atitudine foarte critică față de multe lucruri care le-a făcut el, dar el stătea pe pozițiile interesului național statal. El nu permitea ca Moldova să fie călcată de cineva, să fie interpretate de sus disprețuitor. Guvernarea asta s-a transformat într-o marionetă. Ea nu este o guvernare națională. Ea nu se comportă cu demnitate față de partenerii noștri așa numiți occidentali. Ei sunt niște lachei, niște slugi, niște ruși zic dușe pricașici, ciujoi vole, ispălnitele, executori ai voinței. Și respectiv atitudinea față de ei este absolut disprețuitoare, ca față de niște marionete. Dodon va pune altfel accentele. El va veni ca un apărător a intereselor național-statale și reacțiile lor pot fi la început și bolnevicioase. De aici și ghilimelele care le spuneți dumneavoastră că despre nerăbdare, așa numită. Înțelegeți cum? Dar comportamentul lui destoinic și absolut prognozabil, înțelegeți cum, dacă omul stă pe pozițiile național-statale, tu te aștepți deodată ce vrea el, ce poți să te aștepți de el. Va scoate ghilimele și va fi o atitudine respectuoasă. Poate că lor nu o să le placă multe lucruri, dar o să fie nevoit să ne respecte. Domnule Țurcanu, vreau să deschidem parantezele în ceea ce privește conflictul transnistrean, pentru că avem acest conflict care a dat mari bătăi de cap, s-a discutat despre formatul în care trebuie să fie negociat, până la urmă Comisia Unificată de Control și-a reluat activitățile acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșeală memoria. Se întreprind pași concreți la acest capitol pentru a soluționa problema? În primul rând, au fost întreprins un pas foarte important din partea domnului Dodon. Și anume, dumnealui a propus din prima zi, după ce au fost ales și șeful regiunii Transnistriene, vă zic că a propus o chestie foarte clară. Uitați-vă, eu plec la Moscova, haideți să te întâlnim. Haideți să ne întâlnim că întâlnirile acestea, formatul este 5+2, presupune că sunt cei care sunt garanți, dar sunt și cei care trebuie cei doi, să înțeleagă între dânsii. Dar când a fost ultima întâlnire? Îmi pare că încfilat, dacă nu greșesc. Nu, dacă vorbim, asta a fost așa, vizitarea fotbalului și încă ceva. Diplomația de fotbal, da. Dar prima dată a încercat Voronin cu Smirnov. Mă rog, nu s-a reușit, dar în orice caz, a fost o întâlnire la care chiar și același Krasnoselski, cum el nu este, dar este o persoană care a fost aleasă de către cetățeni care trebuie să fie acolo. Da, îi place cuiva, nu îi place, dar așa este. Deci, chiar și dumnealui a menționat în cercul a lor,
eu am niște surse de informații care au spus că au rămas foarte satisfăcut de faptul că prima a fost această propunere, doi, că a fost o discuție foarte sinceră, trei, că nu s-au ascuns după frazele generale, dar s-au discutat foarte clar, iată că sunt problemele economice, sociale, de infrastructură și sunt problemele politice. Deodată s-au înțeles. Politice, haideți până ce lăsăm într-o parte. Trebuie să rezolvăm, mergem treptat, înțelegând clar că care e scopul, dar principal că s-a pornit un dialog. Și asta a fost menționat printre alții și de către domnul Putin, că este foarte important că voi încercați între voi să înțelegeți. Treaba noastră să vă ajutăm. Da, noi toți înțelegem foarte bine că de la poziția Federației Rusiei depinde foarte mult cum va fi rezolvat această problemă. Foarte mult. Dar dacă nu va fi o înțelegere, o încredere între conducătorii, nu va fi și rezolvarea. Deci eu văd că această situație poate să aibă o prelungire și are o perspectivă foarte bună. Oponenții iarăși înceapă să sperie toată lumea. Iată, numai în cadrul prevederilor constituționale, caracterul unitar a statului, lăsați în pace până ce denumirea, ce va fi, autonomie, federație sau încă ceva. Dacă noi vom vedea că repartizarea acestor competențe, deci iese din caracterul unitar, haideți atunci modificăm Constituția. Este important nu denumirea, dar important ca mecanismul acesta statal să înceapă să funcționeze normal. Eu chiar uneori pun întrebarea, spuneți vă rog, întrebați pe german, întrebați pe american, întrebați pe rus, ei ce? Trăiesc mai prost? Dar elvețiene. Elvețiene cel mai bine. Acolo confederația. Statele care sunt în principiu federative. Da? Ei ce? Trăiesc mai prost? Mai rău? Nu. Și ce? Ceva e un land a Germaniei undeva s-a dus într-o parte, cum sperie lumea. Deci oponenții noștri. Ia că tu uitați-vă dacă va fi realizat măcar un pic planul de federalizare, înseamnă că noi om pierde. Ce noi om pierde? Ei ori pierde, Vladimir Ionici. Ei ori pierde. De acord. Iată de unde iarăși isteria aceasta. Deoarece păi, dar unii doresc foarte mult ca în sfârșit să ducă valiza asta fără într-o parte. Ai luat pe noi cei care noi suntem, partea dreaptă, malul drept a Nistrului, luați în România și noi ne ducem acolo și deodată într-o noapte suntem deja în Uniunea Europeană și toate întrebările sunt rezolvate. Nu. Acolo trăiesc cetățenii noștri. Eu sunt predată de Baștin de acolo. Eu cunosc foarte mulți de cei care sunt de aici de Baștin, dar trăiesc acolo. Mă rog, asta e, dar nu se poate de divizat. Lumea Vladimir din cauza soția că mie din partea aceea, sora ei trăiește acolo, mama ei trăiește acolo, când se ute, găsește verișorul meu e acolo, o mulțime de neamuri de ei trăiesc. Păi, asta e normal, noi trebuie să restabilim această unitate. Domnule Nazaria, vedeți un prim pas în soluționarea acestei probleme? Eu sper că sub aspect moral-politic deja acest prim pas a fost făcut. Da. Prin două acțiuni, vizita lui Dodon la Bender și întâlnirea cu Krasnoselski și discuțiile lui la Moscova cu Putin și cu alți demnitari ruși. Deci, un moment. Al doilea moment. Eu sunt absolut de acord cu domnul Țurcanu și vreau să menționez un moment. Dumnealui corect spune că soluționarea problemelor politice până când o lăsăm pe o perioadă nu chiar tare îndepărtată, dar puțin mai târziu. Dar Dodon corect a început-o. Cu pași mici soluționăm unele probleme care au rămas balte deja de mai mulți ani. Problema legăturii telefonice, problema transportului, legăturii dintre ambele maluri, a circulației mărfurilor prin teritoriul regiunii transnistriene, recunoașterea reciprocă a diplomilor, a altor documente, acte, deci și multe alte proiecte care țin de viața cotidiană a oamenilor. Paralel cu asta, eu aș spune un lucru. Poate nu trebuie de ridicat deschis întrebările politice, dar ca minimum la nivel de experți, eu aici îndrăznesc deja ca, da, cum zice rusul, bezatvestnăi ucionăi, înțelegeți, da, cum? Eu nu am responsabilități de stat. Noi sunteți parlamentar și aveți mai mari responsabilități politice. Dar eu în cazul dat vă recomand, noastră,
majoritatea, eu cred că pe noi ne ascultă și cineva, și nu numai cetățeni simple. Deci, paralel cu asta, totuși, trebuie de început, ca minim la nivel de experți, dar și la nivel de politicieni, discursul politic a statutului viitor, a Transnistriei, a relațiilor noastre bilaterale. Fără publicitate. Fără mare publicitate. De acord, absolut. Dar nici inisecret n-ai diplomatia. Nu, nu, nu. Dar în orice caz, fără mare... Dar ce fel de secret, domnul Nazare, da, dacă există un proiect care a fost eliberat de OSCE. Corect. Există, sunt mai multe proiecte, prin altele același proiect care a fost elaborat și propus din partea Partidului Socialiștilor, el e bazat anume corect pe proiectul OSCE-ului. Vă mulțumesc, dacă îmi permiteți, eu nu mai termin gândul. Deci, uitați-vă, și în contextul ăsta a negocierilor ăsta, la nivel de experți și la nivel de politicieni, clar că cu chestiunea asta, în primul rând, o să ocupe domnul Șova. Asta e funcționalul lui nemijlocit. Și eu cred că nu numai domnul Șova, dar și reprezentantul vice-prim-ministru, reprezentantul guvernului, vice-prim-ministru, am uitat eu cum îi spune dumnealui. Balan. Da, domn Balan, corect. Deci, iată, ăsta e un aspect. Și al doilea aspect. Fiți de acord, stimați colegi, noi avem deja aproape 27 de ani de când avem conflictul ăsta, din vara, începutul toamnei 1990, și noi încă n-am pus diagnoza. Noi vrem să tratăm bolnavul, Vladimir Ivanovici, dar noi n-am stabilit diagnoza bolii. Deci care sunt cauzele? Cine sunt vinovați? Lucrurile astea trebuie spus cinstit, onest. Și când asta fac... problema istoricienilor. Nu, Vladimir Ivanovici, și a politicienilor, mă iertați, și a politicienilor. Politicieni... Deoarece sângele l-au vărsat politicieni. De acord, de acord. Asta e una. Și într-a doilea rând... Dacă noi începem de aici... Bun, haide nu spunem de unde o începem, dar lucrul ăsta trebuie făcut, trebuie, dispus cinstit. Mă должны покаяться честно друг перед другом. Eu sunt vinovat, dumneavoastră sunteți vinovat, oameni buni. Așa, nu uităm ce a fost, nu trebuie de uitat, dar nici să ne scoatem ochii pentru... Asta e moment. Al doilea moment. Trebuie de creat centrul ăsta analitic care va începe cu diagnoza, mai departe va începe elaborarea căii de soluționare. Pas cu pas, rușii zic, dorojnaya karta, reșenie voprosa. Și centrul ăsta analitic trebuie să fie creat sub tutela președintelui, sub controlul nemijlocit, direct, caz, direct a președintelui. Încolo trebuie să fie incluși cei mai buni experți din Moldova, de pe albile maluri ale ministrului, și niște experți străini care au atribuție din Rusia, din Germania, din Statele Unite. Printre altele... Da. Ca să nu apară la cineva dubii, nu că dubii, dar încercarea de a cumva contrapune, asta nu este problema președintelui, anume că directorul este din prerogativa președintelui, desigur, desigur, deoarece dumnealui este garantul independenței, suverenității și integrității țării. Domnule, și Vladimir, când spune cuiva, când cineva spune că lucrurile astea nouă nu ne sunt convenabile, că asta e în defavoarea noastră, asta e în defavoarea unioniștilor și dușmanilor statului moldovenesc. Asta cei care sunt pentru statul moldovenesc trebuie să pledeze pentru reintegrarea teritorială. Domnule Țurcanu, cum ar trebui să înțelegem declarațiile domnului Filip care spunea declarațiile președintelui Dodon nu vor avea niciun efect la Chișinău? Citat încheiat. Dumnealui a spus ceea ce lui... Crede el. Nu crede el, dar ceea ce lui s-a spus. I s-a sugerat, da? Da, asta e clar că bună ziua. Deci, printre altele, în genere, asta nu e rolul prim-ministru. Prim-ministru nu are nici atribuție, dar poate chiar și drept moral să facă niște declarații politice. Dumnealui trebuie să ocupe cu treburile țării, economie, sfera socială. Are prea mult cu ce se ocupe. Deci, problema politicienilor să facă niște declarații, să-ți dea aprecierea. Domnule Țurcanu, iacă de același parlament, vreau... acolo mai sunt niște de ăștia care încearcă ceva. Eu vreau să facem lumină încă într-un aspect. Problema gazului și a acestei datorii, iarăși în ghilimele zic, pentru că și pe rețele de socializare, probabil ați văzut reacția unor concetățeni de-ai noștri, se întreabă de ce ar trebui să preluăm această datorie a celor din stânga Nistrului. Haideți să o explicăm pentru cei care ne vizionează. Deci, nu, în primul rând, clar că problema în cauză iarăși trebuie să fie un obiect aparte a dialogului și în cazul dat, în primul rând, sub egida Gazpromului. Deoarece proprietarul de bază acestui gaz și administratorul acestor datorii este Gazprom. Și anume dumnealui sau dumnealor trebuie să decide
să propună varianta cum de rezolvat problema în cauză, deoarece datoriile acestea sunt foarte clar evidențate. Foarte clar. Este clar cât și cine consumă. Clar că, în principiu, dacă noi vorbim de o țară integră, este datoria pe ansamblu. Da. Dar totodată sunt două companii, Transport Transgaz și Moldova Gaz. Care, de fapt, se gestionează aceste momente. Eu cred că acuia, că în ordine de zi este și problema unui conducător a Moldova Gazului, deci care trebuie să fie ales. Eu nu exclud că problema aceasta iarăși a fost discutată în cadrul vizitei domnului Dodon. Dar haideți să așteptăm că aici mai puțin banii și datorii iubesc o liniște și pace. Trebuie de mai discutat, de văzut care va fi soluția și cum va fi soluționat, dar eu sunt sigur că în condițiile când este încrederea între președintele Rusiei și președintele Moldovei, este încrederea, este o sinceritate în relațiile. Nu întâmplător, deci s-a amintit același domnul Putin că practic din 2003 nu au fost așa relații amicale. Eu taman eram atunci ambasadorul Moldovei în Federația Rusă și țin minte foarte bine cum în 2003, în luna februarie, eu am organizat o cină neoficială între domnul Putin și domnul Voronin în incinta ambasadei Republicii Moldova la Moscova. Ceea ce a fost o excepție extraordinară, chiar și diplomatică. Diplomatică, m-am vrut să zic. Dar permiteți o întrebare. Da. De asta a demonstrat ce fel de nivel de relație erau. Din credere, da. Și atât, eu sunt sigur că încrederea aceasta va fi restabilită și deja este restabilită și eu sper că în aceste condiții om rezolva și problema. Domnul Țurcanu, eu am dumneavoastră o întrebare ca la fost ambasador în contextul datoriilor. Celor discutate aici. Despre care dumneavoastră ați vorbit. Uite, poate eu n-am dreptate, dar nu vă pare dumneavoastră că dacă vom găsi soluția politică a problemei transnistrene, o să găsim și soluția economică a datoriilor și chiar ruși pot chiar să ierte datoria asta. Evident, dar chiar și în 2003, când se pregătea vizita lui domnul Putin, era pregătit un pachet de 8 hotărâri, acorduri. N-are rost acum de discutat conținutul, deoarece de regretat niciodată nu este de Dumnezeu, dar fără de folos. Dar erau niște pași foarte concret ce țin și de iertare datoriilor, financiare, etc. Eu cred că așteptăm. Adică concluzia... Principal este că se restabilește încrederea. Vladimir, între cei doi. Deci concluzia principală, eu așa o văd, pentru mine în orice caz. Dacă noi găsim soluția politică, noi trăim mult mai bine și economic. Evident. Domnule Nazarie, haideți să discutăm un pic și despre întrevederile pe care le-a avut președintele Dodon cu alți membri ai guvernului și cu factorul de decizie de la Moscova. Inclusiv colegii noștri au spus și am văzut acest lucru confirmat și pe rețelele de socializare de către purtătorul de cuvânt a domnului Dodon, că dumnealui a avut întrevederi și cu preafericitul Kiril, patriarhul Moscovei și a întregii Rusiei. Acest lucru este o confirmare a promisiunilor electorale făcute de domnul Dodon atunci când spunea că ține la creștinism, ține la acest popor ca și religie pe care o împărtășește? Nu, evident, toate sunt legate. Eu sunt convins că în sensul ăsta Dodon este sincer absolut. Eu, apropo, de asemenea, în suflet ortodox până mă las, dar eu sunt ateu. Dodon este ortodox credincios. Da. Dar sub aspectul moral, sub aspectul valoric, noi suntem foarte aproape. Eu foarte bine îl înțeleg. Și ceea ce face el e o combinație a crezului lui și a interesului politic. Desigur că lucrurile astea sunt contextul tuturor celor și gândește el și ce-o promis. Eu vreau să vă aduc aminte că înainte de a porni în campanie electorală prezidențială, domnul Dodon a fost primit la audiență Patriarhul Kiril și a fost blagoslovit. Adevărat. Apropo, și Vladimir Nicolae, înainte de a merge la alegeri,
a fost blagoslovit de și asta e normal. Lucru normal. Totuși, practic, mai mult de atunci 90, era Alexei. 90, da, Alexei. Deci, mai mult de 90% din cetățenii sunt ortodoxi și asta e normal. 95. Deci asta nu este un lucru absolut normal. Domnule Țurcan, probabil colegii dumneavoastră din Parlament v-au întrebat de ce în delegația oficială a făcut parte și doamna Vlah? S-au discutat anumite aspecte ce țin de regiunea Găgăuze? Eu cred că iarăși a fost un lucru absolut firesc, da. Deoarece doamna Vlah este conducătorul a unei regiuni cu un statut special, cu această regiune, deci Federația Rusă are relațiile, hai să spunem așa, specifice. Iată ce înseamnă încrederea printre altele. Au încrederea în conducătorul acestei regiuni și relațiile sunt mai apropiate. Dar și în regiune, în ansamblu. Da. Și relațiile sunt mai apropiate. Și relațiile economice sunt mai avansate. Mai cu succese. Deci este absolut firesc că dumneavoastră au fost în componența acestei delegații. Apropo, în sensul ăsta, rușii sunt așa un popor, că noi îi cunoaștem bine, da. Că am trăit 1000 de ani împreună cu dumneavoastră. Deci că dacă ai niște relații umanitare, sufletești, bune cu dânșii, găsești limbă comună în toate celelalte sfere. Domnule Nazarea, vreau să vă întreb, ce se va întâmpla pe termen mediu, nu aș îndrăzni să întreb pe termen lung, pe arena politică din Republica Moldova? Partidul Socialiștilor și-a exprimat poziția și nu o singură dată, sunt adepții alegerilor anticipate. Credeți că acesta va avea loc, acest exercițiu democratic în viitorul apropiat? Eu nu cred, eu sunt absolut convins că alegerile anticipate sunt inevitabile. Lucrul ăsta îl spun pretutindeni peste tot și de mai mult timp. Și victoria lui Dodon la alegeri este o demonstrație a faptului că alegerile sunt inevitabile. Deci, în primul rând, nimic nu poate face președintele fără, sau aproape nimic, spunem, fără a căpăta majoritatea parlamentară. Înțelegerea cu actuala majoritate parlamentară și guvernul, cum a demonstrat practica cu exemplul lui Grebincea, este... De Doamne, eu se greșesc. Dar într-așa un lucru mărunt și neînsemnat, de importanță tehnică, de fapt, ei n-au mers în întâmpinarea președintelui. Deci eu nu văd care vor fi în perspectivă posibilitățile colaborării între aceste două ramuri puterii, președinția și executiv și majoritatea parlamentară. Deci Dodon va apela la împuternicirile sale și atribuțiile sale constituționale și mai devreme sau mai târziu va anunța un referendum din credere guvernului și majorității parlamentare. Poporul îl va susține în majoritatea absolută și nu numai electoratul lui, dar și electoratul de dreapta care în majoritate îi susține pe Maia Sandu și Andrei Năstase. Dar ăștia de asemenea pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Și eu nu văd variante când referendumul va aduce un rezultat mai puțin de 80% în favoarea lui Dodon. Nu văd asemenea variante. Deci, în sensul ăsta, după rezultatele referendumului, Dodon dizolvă Parlamentul. De fapt, dumneavoastră sunteți jurist, mai bine cunoașteți procedura respectivă. Dar eu cred că, sub aspect politic, eu am dreptate în orice caz. Deci, eu, în același timp vreau să vă acord și o întrebare. Din ce în ce mai mult se încearcă a fi văzut liderul PL, Mihai Ghimpu, care amenință președintele cu suspendarea. Haideți să pornim de la această afirmație. Până la urmă, cât de justificată din punct de vedere politic, dar și juridic. Din punct de vedere, numai o secundă. Uite, referitor la Ghimpu, dar mai departe mi-a răspuns la întrebare. Este așa un proverb arab. Sabah alayet caravan idiot. Eu nu cred că e cazul ca noi să oferim prea mare atenție și multă atenție domnul Ghimpu. Pe dânsul se poate de înțeles. El încearcă să ridică ceea ce cade permanent la toți la dânsul și eu am vedere ratingul. Deci, și evident că măcar o încercare din sensul ăsta, iacă este asta. Hai, dar pentru noi e chiar interesant. Dar cine o să-l susțină? Cine? Pe Ghimpu, care pledează pentru lichidarea statului în Republica Moldova, pledează pentru aderarea la NATO. Democrația o susține. Haideți atunci blana ce om da într-o parte și ratăm fața. Blana de oaie, da? Blana de oaie, să o scoate. Vedem.
Ghepu lăsăm într-o pace, într-o parte, vă zic că ce ține de perspectiva. Da, vă rog. Într-adevăr, o situație destul de interesantă. Interesantă din punct de vedere, spunem așa, juridic, dar foarte importantă pentru societatea. Într-adevăr, chiar și Mărânțoșul este cu ambasadorul Republicii Moldova, cetățeanul României, ambasadorul Moldovei în România, ce este nonsens. Situația cu toate legile cele care au fost adoptate de urgență pentru a limita la maximum, inclusiv și în prerogativele președintelui țării, prerogativele constituționale. Eu am în vedere lipsirea de orice drept de a avea o atribuție oricare la serviciu de securitate. Dintr-o parte, SIS-ul este cel care, deci, se ocupă cu problemele suverenității, protecției suverenității, independenței și integrității. Președintele țării este garantul acestor trei piloni. În același timp, nu are nicio atribuție după modificările. Este o... Alogic. Și alogic și pur și simplu o prostie juridică care s-a făcut. Dar iată, uitați-vă acum reacția la vizită. Declarațiile care din start, deci, hai să spunem așa, provoacă tensiunea mai departe. Mai departe, uitați-vă, domn Dodon, ceea ce a promis și a făcut. Se a o inițiativă legislativă. Abrogarea legii prin care pe spatele poporului a fost pus acest miliard. Vladimir Romanș, dar deodată o întrebare. Și deodată reacția lor. Nu, nici într-un caz. Dar este reacția și din partea fondului monetar. Ei, uitați-vă, dacă va fi abrogarea aceasta, înseamnă că noi trebuie să revedem condițiile de finanțare. Ceea ce ați spus anterior, într-adevăr, acest guvern, care o treime din buget este acoperit financiar din datoriile care sunt acumulate din străinătate, el n-are viitor. Vladimir Ivanovici, dar totuși, domnule Nazaria, foarte scurt, regia ne zice că nu mai avem timp. Care sunt perspectivele abrogării legii? Este absolut idiot. Examinarea ședință în plen și în caz dacă majoritatea respinge această inițiativă, este încă un temei pentru că Dodon să facă acel pas despre care ați vorbit. De ieșit la popor și de spus, uitați-vă, eu am propus asta pentru popor, asta am propus pentru popor, asta nu doresc cei care sunt în majoritate. Ce facem mai departe cu acest parlament? Corect. Domnule Țurcanu, domnule Nazaria, cu părere de rău, timpul s-a scurs mult prea repede. Multe aspecte pe care ne le-am propus au rămas pe din afară. Vă mai aștept și cu alte ocazii ca să ducem la sfârșit această discuție. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, cu părere de rău. Trebuie să vă zic o seară bună și pe curând.